Bună seara! Astăzi m-am gândit să facem o emisiune care are drept scop îmbunătățirea vieții noastre. Cred că evoluția spirituală presupune foarte multă practică și mai ales foarte multă trăire personală. Adică nu este suficient să citești în cărți, nu este suficient să trăiești, să citești experiențele altora în ceea ce privește spiritualitatea. Cred că este foarte important să trăiești tu. Să ai tu această trăire spirituală. Și m-am gândit la această emisiune, apropo de arta de a obține harul, pentru că am pornit de la o pacientă de-a mea, care a fost foarte drăguță și foarte simpatică și care a început să vână și mi-a zis eu sunt proastă. Și am zis, cum ești proastă? Adică eu îmi dau seama că sunt limitate și sunt multe lucruri pe care nu le înțeleg. Și sincer m-a impresionat pentru că m-am regăsit cumva la începuturile vieții mele spirituale și când am realizat că am niște limite. Am niște limite în a înțelege lucrurile, am niște limite în a accesa diferite energii, diverse taine al Universului. Și atunci i-am replicat, stai liniștită că și eu am înțeles la un moment dat că sunt prost. Și asta este primul pas ca să te deștepți, ca să devii mai înțelept. Pentru că dacă nu realizezi la un moment dat că ești prost, n-ai cum să te înțelepțești. Îmi place un citat din Crangă, mi se pare, care spune la un moment dat știu că sunt prost, dacă mă uit în jur prin curaj. Și atunci m-am gândit să mă duc în spate, în urmă, în viața mea, când am realizat acest lucru. Și am avut șansa extraordinară. Eu trebuie să recunosc că Dumnezeu a avut grijă de mine. Și cred că are grijă de fiecare dintre noi. Și la momentul oportun eu am primit cărțile de care aveam nevoie ca să înțeleg. Și printre cărțile astea există o carte care se intitulează Obsesie de lui Cedulas. Deci obsesia am găsit-o când eram student în anul 3 la construcții. Asta înseamnă că eram prin 88, cred. Și m-a atras ca un magnet. Și am cumpărat-o. Și am cumpărat-o pentru că, dacă țin bine minte, același autor a scris Ben-Hur. O carte despre... Nu mai știu exact. Îmi cer scuze. Dacă greșesc, ori Ben-Hur, ori Cămașa lui Hristos. Cert este că am citit cartea și o să spun pe scurt despre ce e vorba ca să înțeleagă lumea. Și este vorba de, mă rog, un piept de vară care este salvat cu ajutorul oxigenului unui medic renumit, unui profesor de medicină, care în cele din urmă moare tocmai pentru că nu mai avea, era astmatic și nu mai avea această butelie cu oxigen. Și toată lumea era consternată că a fost folosit oxigenul ca să supraviețuiască un piept de vară și pentru asta a fost sacrificat un profesor de medicină. Cert este că acest tânăr, în semn de recunoștință pentru profesor, s-a dus să facă un obelisc la un pietrar. Și pietrarul respectiv îi arată o statuie care reprezenta un cal, mi se pare. Și ăsta a crezut că e cine știe ce sculptură pierdută a lui Michelangelo și când acolo fusese sculptată de acest ciobitor de pietre funerare. Cum tu? A fost întrebarea, evident. Și omul îi spune, știi, m-a învățat o femeie că există posibilitatea
ca la un moment dat să obții de la Dumnezeu un har. Adică har însemnând talent, dar de a crea un lucru. Și am făcut acest lucru și am obținut, am cerut darul de a ciopli în pietre. Și într-o noapte m-am apucat să cioplesc un bloc de marmură și acest cal pe care îl vezi și care era superb, este ceea ce a ieșit din mâinile mele. Nu știu cum am făcut asta, dar am făcut-o. Eu am, hai să zicem așa, intuiția de a simți, intuiția de a simți, simt un lucru care este adevărat. Și atunci m-am gândit, ce ar fi să fac și eu treaba asta? Și de fapt, care era, cum să vă zic eu, modul prin care puteai cere și obține în același timp un dar de la Dumnezeu? Presupunea să ajuți oamenii necondiționat. Adică, să dai fără să ceri înapoi. Să împrumuți fără să ceri înapoi. Să postești fără să ceri înapoi. Să-i ajuți pe alții, deci, fără să ceri înapoi. În ideea că în fiecare om există o manifestare a lui Dumnezeu. Și ajutând un om, îl ajuți, de fapt, pe Dumnezeu. La un moment dat, faptele astea bune se adună și după ce se adună, ești întrebat ce dorești. Și am început să fac asta. Am început să fac ca un exercițiu. Și am început să fac ca un exercițiu până când mi-a devenit obișnuință. Și în acest sens, am dat bani fără să cer înapoi, am postit negru pentru pacienții de la mănăstire. Pentru oamenii care veneau la Părintele Agatu și am Părintele Agatu fiind bătân, nu putea să țină post și atunci spunea, cine vrea să țină post pentru omul ăsta care e bolnav, va avea răsplată de la Dumnezeu. Și am zis, ok. Nu trebuia să știe nimeni că ai făcut treaba asta. Adică condiția era să nu spui la nimeni că ai făcut bine. Asta este unul dintre motivele pentru care Hristos, după ce făcea un bine, le spunea celor pe care îi vindeca, du-te și să nu spui la nimeni. Pentru că în momentul în care nu spune la nimeni, crește harul. Mă rog. Și am început să fac treaba asta. Și la vreo 7 ani, după ce am început, țin minte că eram în camera mea, în locuința părinților mei, și m-am trezit în față cu un înger. Nu era prima oară când întâlneam un înger. Întâlnisem înger la, mă rog, la Arhanghel, la mănăstire, în exorcizare. Dar era prima oară când întâlneam un înger de genul ăsta. Și care m-a întrebat, eu stăteam frumos la televizor și vedeam nu știu ce emisiune, și m-a întrebat, ce vrei? Eu, adică, cum ce vreau. Păi zice, l-ai ajutat pe Dumnezeu și m-a trimis să te întreb ce vrei pentru asta. Și asta și m-am gândit, n-am avut foarte mult timp, și m-am gândit, aveam vreo și eu vreo 26 de ani, 27. Și m-am gândit, băi, ca să cânt, sunt cam bătrân, ca să pictez, mi-a cam trecut. Și m-am zis, doamne, zic, cred că mi-am place să scriu. Da? Nu prea le-am avut pasta cu literatura niciodată. Și mi-a zis, bine. De unde? E foarte simplu că nu le-am avut cu literatura. Eu n-am fost în stare să învăț acceleratul când eram mic. Nu mi-a intrat în cap. Și o grămadă de poezii care sunt prostești și care sunt băgate în programa copiilor și care nu se poate spune la nimic decât ca un exercițiu al minții. Și în momentul respectiv am văzut, efectiv, o lumină ca o bilă. Care a venit și buf! Și m-a uitat pe aici, pe cea pe acolo. Și atunci m-am dus pe balcon, mi-am luat un carnețel și am scris prima mea poezie. Prima mea poezie se numea Dumnezeu a murit în inima mea. Mă rog, n-am crezut că greșind să ucid, aș putea continua mai departe. Ei,
din acel moment am început să scriu. Și am început să scriu prima oară poezii, mă rog, poeme. Am scris poeziile care sunt la sfârșitul cărților și care l-au disperat pe editorul meu. Nu m-am considerat niciodată un talent în poezie, dar mi-a plăcut să scriu. Evident că la un moment dat am renunțat. Mi-am făcut, cred că, normal. Am scris ce credeam eu și ce simțeam eu. După care, am început să scriu cărțile. Prima oară când am început să scriu cărțile, m-a sfătuit o editoare și a apărut prima mea carte, care era Devenirea. Și care a fost scrisă la o mașină de scris, o întreagă poveste. De ce zic? Pentru că în momentul în care am văzut că se poate obține un dar, prin treaba asta eu continuam. Și rând pe rând am început să cer. Să cer, nu în sensul că nu propriu zis nu ceream. Îmi venea. După peste 10 ani. Am înțeles că Îngerul care venea și Îngerul prin care se primesc darurile și mai ales darurile divine este Arhanghelul Gabriel. Și pe rând pe rând am vrut, am zis că aș vrea să văd, să zic eu, să obțin darul de a scoate demonul în exorcize. Și am vrut și asta. Și m-am gândit, m-am dat seama că nu este sensul vieții. Și după aia m-am gândit darul vindecării. Și am făcut și asta. Și tot așa. Deci, propriu zis, eu m-am născut un om cât se poate normal. Și ceea ce am devenit astăzi, mă rog, nu știu dacă foarte bine sau, mă rog, este pentru că am perseverat în a înțelege și a primi. A cere și a primi. Și am mers tot timpul pe ideea pe care a zis-o Mântuitorul, cere și ți se va da. Bate și ți se va deschide. Vreau să vă spun o întâmplare. La un moment dat eram într-un post al Crăciunului și oamenii nu știu că, de exemplu, în postul Crăciunului să primesc daruri sau să primesc misiuni personale sau și în postul Paștelui, la fel. Și în acele momente, în momentul în care ții un post, că e post de 3 zile, că negru, că e post de o zi negru, că este un post ortodox al Crăciunului, al Paștelui, al Apostolului, al Maicii Domnului, la un moment dat ți se poate da un dar. Evident că și aici a apărut o disensiune, și anume că aveam o emisiune la un moment dat cu un preot și el spunea că numai preoții au har, că restul tot e de la demon. Și eu l-am întrebat foarte drăguț. Și bă, Sfânta Paraschiva cum e? Sfânta Paraschiva e și femeie și nu e nici preot. Cum de are har de a vindeca? Mă rog, cred că s-a întâlnit sinodul și a discutat. Și în cele din urmă a ajuns la următoarea concluzie, înțeleaptă de altfel. De asta sunt mor după înțelepciunea, inclusiv a sinodului. A ajuns la concluzia că preotul are har, dar ceilalți, vitecătorii, sfinții, puznicii, care nu au fost preoți, Antonin n-a fost preot, au harisme. Nu există nicio diferență între har și harisme. Pentru că dacă ai un har, ești preot. Și ai un har. Și nu ești în stare de nimic. Să vindeci, să ajuți, să dezlegi. N-ai nicio valoare. Valoare are momentul în care poți să faci ceva pentru om. Pentru că harurile astea ți le dă Dumnezeu pentru om, nu ca să ai patrafir de gât și sutană. Și asta nu fac numai pentru oamenii de rând, ci și pentru preot. Pentru preoți. Dacă vreți, cu adevărat, să ajutați oamenii, trebuie să fiți demni, să primiți acele daruri la Dumnezeu. Și așa se face. Ajutând necondiționat. Și ajutând necondiționat, ajutați pe Dumnezeu și ajutându-L pe Dumnezeu,
primiți la un moment dat darul de care aveți nevoie. Între timp m-am mai înțelepțit și eu. Pentru că la început, dacă ceream ceea ce credeam eu că am nevoie, acum las pe Dumnezeu să-mi dea ceea ce consideră El că am nevoie. Pentru că oricum știe mai bine decât mine ce am nevoie. Și o să-mi spuneți, bine, și ce se poate obține? Dom'le, se poate obține orice. Am cerut să pot să ies din corp și am ieșit. Și m-am plimbat și am văzut lumea. Și numai lumea. Și Universul, și mă rog, stele și planetele locuite. Am primit posibilitatea să văd. Nu e foarte drăguț și nu sfătuiesc pe nimeni. De asta, eu, unul, vă sfătuiesc să îi spuneți Dumnezeu să vă dea ce crede El că aveți nevoie. Pentru că nu întotdeauna este drăguț să primești ceea ce crezi tu că ai nevoie. Și ca să vă dau un exemplu, la un moment dat m-am dus la Părintele meu, după 2014, Părintele Pantelimon. Părintele Pantelimon de la Cernica era finul Părintele Agatu. Adică, Părintele Agatu îl botezase, mă rog, se numește Tundere, parcă în cărbenie, am făcut secărugă și m-am dus, Părinte, zic, și-o darul de a vedea lumea, așa cum e. Adică, zic, să văd cum este lumea spirituală. Zice, ești sigur că vrei asta? Zic, da. Crezi că pot eu să fac asta? Zic, da. Zice, bine. Te lasă cap. Mi-a luat capul în mâini și mi-a suflat. Recrește. Și am plecat de la mănăstire. Și era seara. Și țin minte că luam metroul de la Republica. Și la Republica am văzut oamenii cum sunt ei. Cu păcatele lor, cu demonii lor, cu șerpilor de pe ei, cu gândaci, cu toate alea. Zici că eram un bețiv în delirium tremens. Cine era primul la mănăstire a doua zi? Eu. De ce? I-am zis, Părinte, ia-m asta că nu mai vreau să văd nimic. Și de atunci am zis, Doamne, zic, știi ce? Dacă vrei să trăiesc între oameni, lasă-mă să nu văd nimic. Pentru că mi-ajunge ce am văzut într-o singură seară. Și la Părintele Agatul venea chiar un yoghin care la un moment dat, după nu știu câți ani de yoga și de posturi și de poșare și mai știu eu ce, mi se deschisese ochii sufletului. Și nu mai putea să stea în casă. Deci nu mai că mai putea să stea. Deci nu mai putea să stea în casă. Venea Părintele săptămâna, îi făcea sfeștanie. Și când mergea pe stradă, mergea cu capul în pământ, pentru că el vedea tot. Vedea tot răul care este în oameni. Și era foarte greu să trăiască. În ceea ce privește ce aveți voi de făcut, harul se poate obține prin post, în ajutorul alta, prin terapie făcută altora, fără bani, prin, eu știu, pereinaje, prin orice fapte bune. În orice fapte bune se poate obține darul de la Dumnezeu. Un alt exemplu, la un moment dat, era, am zis, postul Crăciunului și vine fosta mea să ție ochii mari la mine și zice, mi-a zis Dumnezeu, că zice, ție o să-ți dea o înțelepciune lângă mie și mi-o blândețe. Ce înseamnă asta? Și am zis, adică eu sunt cam prost, știți, cam agresivă. Pentru că Dumnezeu dă fiecare ceea ce îi lipsește. Asta m-a ajutat să înțeleg că, în realitate, nu sunt oameni proști sau deștepți. Sunt oameni care au mai multă înțelepciune sau mai puțină, în funcție de ceea ce a vrut Dumnezeu să pună în ei. Pentru că se spune că este treaba lui Dumnezeu ce toarnă în ulcioare, fie că sunt de aur, fie că sunt de lut, ulcioare fiind oameni. Aveți întrebări? Viața însă și este un dar divin. Din păcate, oamenii nu știu să aprecieze darul vieții. Viața este cea care îți permite să experimentezi, să trăiești, să înțelegi, să înveți, să înveți despre Dumnezeu, despre tine, despre ceilalți, despre viață, despre animale, despre oameni, despre principiile feminine și masculine. Deci viața îți îngăduie
să evoluezi din punct de vedere spiritual. Evident că viața este un dar și să știți că să stă la coadă ca să te naști. Și că suntem invitați și de înger și de demon că trăim. Pentru că credeți că există cineva care să fie ajuns sfânt dacă n-ar fi trăit pe pământ? Nu? Nu. Mai sunt și alte planete pe care se trăiește. Numai că planeta Pământ îți oferă o diversitate atât de mare și posibilitatea de a experimenta binele și răul, încât nu trebuie să fie planete foarte asemănătoare planetei Pământ, încât să poți să accezi la orice nivel al energiei și vibrației. Pe planeta Pământ găsești vibrații de la minus la plus. Și atunci asta îți permite să urci, e ca o scară. Iar pe Pământ există întreaga scară a energiilor. Lucru pe care alte planete nu le au. De ce? Pentru că fie au ajuns atât de rele încât s-au autodistrus, care te face să te autodistrugi, fie au ajuns la un nivel la care s-a înfrânt rău și atunci există numai bine. Și până și pe planetele pe care s-a ajuns să fie numai bine, oamenii vin, humanoizi, că nu sunt la fel cam cu noi, vin și se nasc pe Pământ să experimenteze lucruri precum artele marțiale, războiul, sexul, relațiile familiale. Pentru că nu mai există. Odată ce ai ajuns la un nivel, asta dispare. Relația dintre un bărbat și o femeie este atât din când nu există un echilibru. Dacă există un echilibru în tine, nu mai ai nevoie. Această nevoie este dată de dezechilibru. Păi nu prea ai cum. Depinde de planul lui Dumnezeu. Pentru că evident că dacă Dumnezeu poate să transforme un om. Și la un moment dat poate să pună în el lucruri care fac, e o pildă foarte drăguță, la un moment dat era un sfânt care nu avea foarte multe clase. Și la el vine un tip care avea două facultăți. Și unul mai la mișto așa zice, păi bine mă, tu cu două facultăți ai venit să l-ați spus pe ăsta. La care omul înțelept îi spune, zice, știi, mi-au trebuit două facultăți să ajung să înțeleg. Adică înțelepciunea divină este cu totul altfel decât înțelepciunea umană. Principiul obținerii harului este principiul lui Solomon. Solomon asta a făcut. A obținut înțelepciune. Pentru că vreau să vă spun ceva. Cel mai important, există o pildă a puznicilor și la un moment dat se discutau diverse probleme. Și se pune următoarea problemă. Care este cel mai important har? Și unul zice darul vindecării, unul, darul scoaterii demonului, unul, darul clarvederii, clarviziunii. Mă rog, fie aia. Și la un moment dat spune, zice, unul zice, nu. Aștia mi-a zis, dar care? Darul deosebirii binelui de rău. Pentru că darul deosebirii binelui de rău, care înseamnă înțelepciune divină, presupune să iau în fiecare clipă decizia corectă. Și dacă eu iau în fiecare clipă decizia corectă, atunci nu pot decât să evoluez. Pentru că voi ști, pe lângă ceea ce am eu de făcut, voi ști să intru și pe alții. Pe când, dacă eu nu am darul înțelepciunii, care e dar divin, nu e uman. Există o înțelepciune umană și există o înțelepciune divină. Dacă eu nu am darul ăsta al înțelepciunii, n-am cum să întrup pe nimeni. Nici pe mine, nici pe alții. N-am cum să găsesc soluția corectă. În nimic! Că înțelepciunea poate să fie în orice domeniu. Nu. Răbdarea este un dar separat. Dar răbdarea duce. Poți să fii răbdător fără să fii înțelept și poți să fii înțelept fără să fii răbdător. Deci nu este o condiție sine qua non. Apropo de înțelepciune. Eu cred că ăsta este cel mai important har. Și este cel mai important har indiferent în ce zonă se află un om. Și pentru cei care sunt curioși și vor
să caute acest har, vă sfătuiesc să căutați în Solomon, în rugăciunea lui Solomon pentru înțelepciune. Și el la un moment dat spune, trimite, Doamne, îngerii înțelepciunii tale care stau înaintea tronului, nu știu dacă este exact așa, care stau înaintea tronului tău. Ăștia sunt serafimi și cherubini. Dar vreau să vă spun ceva. Există un univers ăsta oameni care sunt mai înțelepți decât îngerii. Foarte înțelepți. Ei, și ăștia chidează inclusiv planeta asta. Dar, dincolo de asta, trebuie să devenim și noi înțelepți. Iar înțelepciunea se obține în timp și cu ajutorul lui Dumnezeu și prin cunoaștere spirituală. Este ceea ce eu propovăduiesc. Cunoașterea spirituală înseamnă, de fapt, ce? Înțelepciunea divină. În timpul evoluției spirituale, există un moment în care Dumnezeu îți ia înțelepciunea divină. Pof! Și rămâi tu cu înțelepciunea ta umană. Și atunci te manifesti tu. Alea sunt momentele de criză. Atunci te arăți tu cu adevărat. Și momentele de criză, evident că e o încercare. Și ești lăsat în încercarea aia cu înțelepciunea ta umană. Pentru că există și înțelepciunea umană. Care se poate dezvolta. Dar care nu este aceeași cu înțelepciunea mea. Pentru că înțelepciunea umană îți rămâne. Ea nu ți-o mai ia Dumnezeu pentru că e a ta. Dar înțelepciunea divină e a lui Dumnezeu. Și de multe ori, Dumnezeu te lasă înțelepciunea, cu înțelepciunea umană special ca să înveți mai mult. Când te naști, înțelepciunea ta umană este la nivel de sine. Înțelepciunea divină este la nivel de suflet. Care reprezintă inteligența emoțională care este divină. Și după aia există înțelepciunea cealaltă divină care este dată de ce? De îngeri. Deci un om are în componență trei tipuri de înțelepciune. Umană, emoțională, sufletească, și divină, adică îngerească. Ne naștem cu ele în funcție de ceea ce am făcut altă dată sau de planul lui Dumnezeu. Pentru că înțelepciunea divină este a mea, e dobândită în alte vieți. În funcție de ce am făcut, bine, rău, ceea ce am înțeles, ceea ce am experimentat. De viața, de vârsta noastră tare, de câte vieți am avut. De ce vieți am avut? Că e clar că unul care a fost îndreptat către studiu într-o viață, într-un studiu, eu știu, a cărților sfinte, va avea intuit, la nivel de sine, treaba asta și va ști, bă, ăsta e adevărat. Nu știe, nici nu știe de ce e adevărat. Dar știe că e adevărat. Se poate dezvolta. Evident că darul înțelepciunii îți este dar special ca tu să te perfecționezi. Ca spirit. Să evoluezi ca spirit. Darul înțelepciunii un început. Păi primești darul înțelepciunii să ce? Să te ajute să te schimbi pe tine și pe alții. Absolut da. Există înțelepciune la toate nivelurile. Deci, există înțelepciune, cum să vă zic eu, evident că în funcție de cum evoluezi, ți se dă acces la mai mult înțelepciune. De ce? Păi firesc. Vreau să vă spun ceva. Știți că și școala are ca scop dezvoltarea înțelepciunii? Știți că pe măsură ce crește copilul, vă dau un exemplu. Pe măsură ce crește copilul, domnule, sunt prost, da? Bă. Și, dar mă strădui, mă chinui. Mă chinui acolo la școală și sunt tenace și eu îmi dau seama că nu. Bă, dar mă chinui. Și atunci vine Dumnezeu, pac, îți mai dă un pic de înțelepciune. De ce? Pentru străduința ta. Și vezi, eu am văzut copiii dezvoltându-se așa. Că se chinuie și zice Dumnezeu, hai mă să-i dăm și pe ăsta un pic. Pup, îi mai pun o picătură. Picătura aia înseamnă foarte mult. Picătura aia înseamnă totul. Și de asta talentul e un dar divin. Da? Dar dacă nu-l folosești, e grav. Pentru că nefolosirea potențialului divine îți atrage nu pedeapsa.
dar îți vine invers. Adică tot ce nu ai folosit în sens pozitiv, se va întoarce în sens negativ. Da? Pe când unul care se străduie, zice, bă, trebuie să se străduie. Bă, e cam așa, e cam... Hai mă să-i mai dăm. Că uite, asta măcar se străduie. Asta e principiul antrenamentului. Asta e principiul antrenamentului sportiv. La un moment dat îți dă și Dumnezeu. Tu te antrenezi, parcă îți mai dă Dumnezeu un click. Îți mai dă două clicuri. În funcție de străduința ta. Inteligența este la fel. Cauți, te strădui, vrei să înțelegi, Și la un moment dat se satură Dumnezeu de tine. De ce? Există o pildă foarte frumoasă, pilda judecătorului nemilostiv. O femeie care vrea să ceară, nu știu ce ajută, nu mai știu exact, de la un judecător. Și asta i-a zis nu, și asta i-a venea și asta i-a zis nu, și asta i-a venea și asta i-a zis nu, și asta i-a venea și asta i-a zis. Păi și s-a dat până s-a arit judecătorul și a zis, du-te bă, femeie, gata, facem ca tine. Asta este principiul străduinței. Bă, asta să străduie. Și atunci Dumnezeu vine și îți mai pune ceva. Este principiul prin care este o zicară în asta popular. Zice, unde pune omul mâna, pune și Dumnezeu mila. Pune mâna să ne... Bă, să faci ceva! Dacă tu faci în dorul relii. Ce să-ți mai pun? E bine, dacă bagi în zgârbă. Ce să mai pun? Pune, frate, și fă-o cu tot sufletul. Fă-o prost. Bă, dar fă-o. Străduie-te. Și atunci Dumnezeu îți va da mai mult. Și iar te strădui. Și îți va da mai mult. Și astea sunt pragurile. În lumea spirituală, și numai în lumea spirituală, și în lumea materială, bă, și în profesie. Da? Ai un șef care e nasol. Dar tu te strădui. Și ești nasol. Și tu te strădui. Și e nasol. Și tu te strădui. Eu o să spun că dacă nu-ți dă recompensa care trebuie, îl schimbă pe el și vine altul și te pune pe locul care trebuie să fii. Ați înțeles? Pentru că Dumnezeu urmărește străduința noastră. Dumnezeu urmărește modul în care tu ți îndeplinești toată... Mă întreabă lumea. De ce misiune sunt personală? Păi ce facem? Păi sunt profesor. Fii mă profesor. Fii profesorul 110%. Fă-ți treaba cum trebuie. Chiar dacă nu ai bani, chiar dacă... Dom'le, fii medic, 100%, chiar dacă nu ai bani. Da? Și la un moment dat Dumnezeu se va deschide ușa. De ce? Pentru străduința ta. Există un citat, după aia rog, nu mi-l aduc aminte perfect, mi se pare că, nu știu dacă nu este, e unul dintre aceștia care a descoperit America, parcă, în care regina Angliei spune, du-te. Și dacă pământul ăsta nou nu există, Dumnezeu îl va crea special pentru tine ca să-ți răsplătească străduința. Băi, adică îți creează pământul ăla. Dacă nu există America, Dumnezeu o creează numai pentru străduința unui singur om. Asta înseamnă străduința. Haideți, puneți-vă în postura lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se supără. Mie îmi place chestia cu jocul, cu rolurile din psihologie. Și puneți-vă în postura lui Dumnezeu. Și voi sunteți Dumnezeu. Da? Și aveți niște copii care vor să se joace, da? Se joacă, se joacă. Și unul din ăștia iese, Dumnezeu și vrea să facă ceva special. Bă, și încearcă. Și să strigă. Și încearcă. Și să strigă. Și încearcă. Și pune greșit cubul ăla. Că îl pune pe două muchi în loc să pună, să facă și ea pune, și ea, și ea, și ea. La un moment dat zici, mă, de cub. Pune numai aici. Nu ați face la fel? Păi și atunci? Și dacă voi ați face așa, crezi că Dumnezeu e mai, sau nu este mai bun decât Dumnezeu? Eu cred că sunt un exemplu viu că se poate. Eu cred că sau cel puțin pentru mine Dumnezeu a demonstrat că se poate absolut orice. Absolut orice. Absolut orice. Cred că orice este posibil într-o secundă. Cu singur amendament. Dacă consideră El că este bine, nu numai pentru tine, ci pentru toți. Dumnezeu nu urmărește numai binele meu, al Dragoșa Ceșan. Dumnezeu, pentru că
Și stăteam și mă gândeam și mă comparam cu foarte mulți care se ocupă de spiritualitate. Și stăteam și mă gândeam că ne cunoaștem între noi. Și ne simțim fiecare nivelul la care am ajuns și fără să vrei, te raportezi. Și i-am analizat numai pe mine. Nu m-am analizat numai pe mine, ci pe toți cei care au crescut. Știți care au crescut cel mai mult? Cei care au răspândit cunoaștere, care au ajutat și pe ceilalți. Care nu au folosit cunoașterea doar pentru ei. M-am băgat. Ci au răspândit-o și au ajutat și pe alții să evolueze. Și atunci e firesc ca Dumnezeu să toarne în tine în condițiile în care tu dai și alții. Absolut. Mai că asta este darul iubirii divine. Deci, eu manifest iubirea divină, ajutându-i pe alții și îndrumându-i, dar mai există iubirea personală. Mă rog, o să vorbim una altă dată despre iubire. Revenim la har. Sunt oameni care se nasc cu niște daruri ascunse. Prevăd viitorul. Simt. Intuiesc. Astea se pot fi dezvoltate. De ce? Pentru că unde e, mai pune și Dumnezeu pe măsură ce folosești. Și mai ales dacă îi folosești pentru alții. Și spre bine natural. Deci, orice folosiți, asta este ideea. Harurile, dacă le folosești doar pentru tine, nu au nicio valoare. Dacă le folosești ca să-i îndrumi, să-i ajuți, să le faci viața mai frumoasă altora. Că e vorba de muzică, că e vorba de terapie, că e vorba de literatură, că e vorba de film, că e vorba de comedie, că e vorba deci de artă. Atât timp cât este făcută tot ce este făcut pentru alții, Dumnezeu amplifică. Să răspândim bine. Trebuie să învățăm să răspândim înțelepciunea. Trebuie să învățăm să răspândim credința. Trebuie să învățăm să răspândim bucurie, fericirea de a trăi, dragostea de viață. Păi cum pot să răspândesc dragostea de viață dacă mie nu mi-e drag să trăiesc? Oamenii care nu iubesc viața mai primesc daruri? Oamenii care nu iubesc viața, li se iau. Li se iau inclusiv darul vieții. Pentru că darul vieții este un dar divin. Vreau să vă spun ceva. Ai dreptul să refuzi daruri. Ai voi. Trebuie să zic că e greșit. Și asta pentru că în Ortodoxie se bazează foarte mult pe pilda unor puznici care au zis, Doamne, ia darul ăsta de la mine. E o falsă smerenie. De ce e falsă smerenie? Păi măi, dacă pot să vindec, nu pot să folosesc asta pentru oameni? N-au nevoie? Uitați-vă pe stat, deci oameni n-au nevoie de vindecare. Da? Și atunci, poți să refuzi darul ăsta. Un om care nu iubește viața, de fapt este un om care refuză darul vieții. Și dacă îl refuzi, Dumnezeu ține, dragul și ține viața. A, n-am nevoie ce să fac. Viața asta de cricat. Și atunci ce face? Bine. Dă la altul, care îi place. Mântuirea nu e un dar. Nici măcar rezultatul darurilor. Pentru că darurile, dacă nu le folosești cum trebuie, poți să fie spre o sâmbătă. Mântuirea este un rezultat. Este rezultatul vieții tale. Tătăm, 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 tătăm. Nu. Este posibil dacă nu ai în materialul genetic un anumit talent, efectiv te naști afon. Peste 20 de ani să ceri darul dacă nu am, să-l primești? Absolut, da. Despre asta este vorba. Deci, o secundă. Gena este un portător de informații. Gena rezonează cu mine. Deci eu, înăuntru meu, pot să n-am niciun dar. Da? Evident că nu o să am la nivel genetic. Ceea ce nu înțelege lumea este că gena este în strânsă legătură cu energia și gena este în strânsă legătură cu gena și cu energia și cu spiritul. Că gena este o dischetă, măi.
o dischetă care copiază niște informații. Că informații IE, info-energie. Deci dacă tu primești darul ăsta ca informație și energie la nivel de spirit, la nivel de sine, în timp, el se va transcrie și la nivel genetic. Și numai că se transcrie la nivel genetic, dar în timp, tu poți să-l transmiți urmașilor tăi. Chiar dacă nu l-ai avut, tu dobândindu-l prin har de la Dumnezeu, îl transmiți celor de după tine. Asta este, de fapt, principiul transformării genei în sens pozitiv. Sensul negativ e radiațiile chimice, chimicale, ce cam toate prostiile alea. Iar sensul pozitiv este harul. Adică prin evoluție spirituală prin evoluție spirituală schimbăm ADN-ul, deci schimbăm gena. Prin evoluție spirituală putem să dăm naștere la copii care sunt mai sănătoși, mai buni, mai. Deci, orice înseamnă evoluție spirituală, orice înseamnă apropiere de biserică. Simplu fapt că stai la liturghie și că te rogi, te schimbă gena. N-am zis-o ea. Deci există o lucrare, am vorbit despre ea, deci s-a luat un premiu la un congres de diabetologie, o rusoaică care a demonstrat schimbarea structurii mâncării după binecuvântare. Se schimbă structura mâncării. Păi dacă se schimbă structura mâncării și eu mănânc, nu-mi strigă structura mea, simplu fapt de a bea aghiazmă nu schimbă structura, simplu fapt de a bea aghiazmă mare, mică, de a te împărtăși, nu schimbă la un moment dat structura genetică, poporul român are o genă foarte bună. Cu toate nenorocile care apar. Noi avem o genă bună. Ei, această genă este datorată inclusiv ortodoxiei. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu sunt de acord că împărtășeanul este foarte bună pentru genomul poporului român. Să înțelegem că dacă avem un copil la 20 de ani, când avem o anumită evoluție spirituală, va fi într-un fel. Și dacă avem încă unul la 30 de ani, la un alt nivel spiritual, va fi altfel. Absolut. Gena ta va fi alta. Gena se schimbă. Gena se schimbă, evident, mult mai repede la bărbați, pentru că spermatozoizi se transformă mai ușor. Pe gen la femei, gena presupune transformarea ovulelor. Da? Deci genomului de la nivel de ovule. Spre deosebire de bărbați care, mă rog, gena lor, la nivel de spermatozoid, se nu știu, la 14 zile, nu știu exact la câte zile se schimbă. Ceva de genul ăsta, habar n-am. Nu mai știu, trebuie să citesc și eu, mai citesc și eu medicină. Automat, la femei, gena se schimbă mai greu. Unei femei, ca să schimbe genomul, îi trebuie vreo 3 ani. Pe când la bărbat, asta se face mult mai rapid. Asta e un avantaj și un dezavantaj. Dar, automat, schimbarea genomului schimbă, nu că schimbă copii. Haideți să vă spun ceva. Faptul că tu ai o genă bună, nu schimbă copilul. Că tu nu dai naștere unui copil. Ci schimbă ulciorul. Ceea ce e altceva. Adică, gena, ADN-ul, deschide o cale către anumite spirite. Deci dacă ADN-ul tău este de vibrație mare, înaltă, către ce spirite se va deschide acel trup? Către spiritele înalte. Deci, de ce? Imaginați-vă că tatăl și mama sunt ca două topogane, da? Păi dacă stai în vibrație joasă, stai în vibrație înaltă, cum poate să fie copilul? Fie. Dacă amândoi sunt de vibrație înaltă, cum poate să fie copilul? Numai de vibrație înaltă. Dacă amândoi sunt de vibrație joasă, nu o să iasă un sfânt. Înțelegeți? Deci, pur și simplu, ADN-ul este ca o antenă care este îndreptată către spiritele, zona spiritelor din care se nasc. Până la urmă, un copil de vibrație înaltă este un har. Nu un har, un dar. Copilul de vibrație înaltă, da, este un dar divin. De ce? Pentru că el vine cu darul, el vine cu drepturi divine, el vine cu inteligența emoțională, el vine cu suflet mai mare, el vine cu drepturi divine mai mari, în bani, în toate, în distracție. Evident că sunt copii care au dreptul să plimbe, eu știu, să stea pe plajă la în Turcia, nu știu unde. E altceva. Și evident că sunt copii care nu au venit nici la mamă negre. Există persoane care se nasc și vin să aibă o viață de vacanță? Absolut, da. Ăla e un dar. Există
oameni care au muncit foarte mult altădată și viața asta sunt la odihnă. Și au o viață efectiv de vacanță. Deci au un serviciu care nu trebuie să, la care nu trebuie să trezească dimineața, câștigă bani din temir ce au voie. Deci de obicei munca lor înseamnă să ducă undeva cu avionul prin să filmeze în Bahamas, în insule nu știu care. Adică chestii care nu necesită foarte multă muncă. Iar rezultatele sunt foarte mari. Deci au dreptul divin în bani. Foarte mare. Și ăsta este un dar divin. Se spune că bogăția este un dar. Dar este și o mare încercare. Pentru că tentația pe care ai când ai bani sunt mult mai mult decât tentațiile pe care ai când nu ai bani. Și atunci intervine și înțelepciunea spiritului respectiv în a gestiona treaba asta. Deci, o secundă prin drept, apropo de arta de a obține daruri, poți să cer darul bogăției. Dacă asta nu interesează. Pentru că Solomon a devenit înțelept și după aia a fost bogat. Mai întâi a fost înțelept. Și după aia a început să plece până la special. Deci poți să faci treaba asta. Deci, la un moment dat, darul bogăției poate fi obținut și prin așa ceva. Dacă tu consideri că asta ai tu nevoie, în nevoie ca spirituală, poți să ce? Poate să fie bogăția o pedeapsă, nu un dar? Absolut, da. Păi dacă ești bolnav și ești bogat și nu poți să mănânci nimic, deși ai bani, ce valoare are bogăția? Dacă ești bogat și nu, cum să zic eu, nu poți să te bucuri de nimic, din anumite considerări, aia nu mai e un dar, aia e o pedeapsă. Bogăția este un dar. Haideți să spun ceva. Bucuria e un dar divin. Fericirea e un dar divin. Cea mare pedeapsă este să-ți ia Dumnezeu fericirea. De ce? Păi imaginează-ți că nu te mai... Te trezești dimineața, nu te bucuri că trăiești. Bei o cafea, nu te bucuri de aroma cafeei respectivă. Te duci afară, e soare, nu te bucuri de soare. Vezi, înfloresc pomii, te lasă rece. Cum să vă zic, eu vezi un copil frumos care se joacă. Fă-s. Aia e o pedeapsă. Că nu te bucură nimic. E o pedeapsă, nu vreau să doar. E posibil ca alții să ne ia darurile? E posibil să ne ia alții darurile, dar vreau să vă spun ceva. Aici a apărut o psihoză, apropo de magie. Întrucâtva determinată și de mine. Pentru că am vorbit atât despre magie, cum mi s-a urât. Dar vreau să spun ceva. Magia nu poate să fie decât îngăduită de Dumnezeu. Exemplu. Iov a avut de toate. Vă dați seama, era fericit. Era bogat, avea nu știu câte mii de... Așa. Avea familie, avea copii. Și s-a dus, nu. De mă urmă Dumnezeu. Și a zis, ia-i și ia. Ia-i și ia. Ia-i și ia. Și a luat tot. Păi e clar că i-a luat tot ce bucurie de a trăi, nu? Că dacă stai pe... Să zicem că ești la glina. Da? Pe, în groapa de gunoi. Și plin de lepră. Mai poți să fii fericit? E clar că i-a luat tot, nu? Pentru că boala presupune lipsa de seneu. Tu nu poți să te bucuri dacă n-ai sufletul. Da? Și atunci eu sigur n-am avut sufletul și sigur nu putea să bucure de nimic. Mi-a fost îngăduit ca lecție. Nu a fost îngăduit ca lecție. A fost îngăduit ca încercare. Lecția e una, încercare e altceva. Și a fost încercat. Și eu am zis, Doamne, asta e. Dumnezeu îmi dă bucuria, Dumnezeu îmi dă mie. Dumnezeu mi-a bogăția, Dumnezeu îmi dă. Dumnezeu îmi dă familia, Dumnezeu mi-a. Copiii mi-i dă Dumnezeu, Dumnezeu mi-a. Deci toate sunt de la Dumnezeu. Asta nu înțeleg oamenii. Dom'le, mâncarea pe care o mănânci, apa pe care o bei, aerul pe care respiri, sexul pe care îl faci, toate sunt de la Dumnezeu. Da? De ce nu avem un sex de calitate? Păi dacă nu ai voie, evident că nu o să ai. Că până și ăsta e prin dar din mine. De ce nu ai voie? Distracție. E de la Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva. Credeți că nu sunt o grămadă de oameni care se duc în parcuri de distracții sau la film sau mai și nu pot să se bucure în realitate? De ce? Pentru că nu au acest drept. Și poți să stai și așa, și așa. Dacă nu ai dreptul să te bucuri, nu poți să te bucuri de nimic și nu te ajunge nimic în suflet. De ce? Pentru că nu ai aici. Și asta e de la Dumnezeu. Și atunci, bucuria, fericirea sunt daruri divine. Pot să mă rog să-l țin? Absolut. Da.
Din păcate se poate. Mai sunt părinți care vin la mine cu probleme. Zice, părinte, de la... Câteodată nu se spune și părinte. Domnul părinte. Și zice, scuzați-mă, domnul. Nu e bine, e bine așa. Și vin și zice, domnul, zice, nu știu ce, nu știu. Păi zic, dar n-ai tot sufletul. Și după aia nu-i. Păi ce, tot sufletul tău e la copii? Păi da. Păi zic, nu poți să fii fericit dacă n-ai sufletul cu tine. Păi da, dar decât să le fie lor rău, mai bine să-mi fie mie. Perfect, asta e alegerea ta. Poate să fie alegerea ta să dai din sufletul tău copiilor. Sau poate să fie alegerea copiilor să dea din sufletul lor părinților. Absolut. Sau poate să fie un transfer făcut absolut întâmplător. Deci, se poate să pierzi din darul, ăsta e un dar, da? Darul bucuriei, nu. Sacrificiul de sine, deci capacitatea de jertfă, cum se numește la anestezie, este o caracteristică personală. E o caracteristică personală foarte importantă. Dumnezeu apreciază sacrificiul de sine. De ce? Capacitatea de jertfă. Păi pentru că El o are cea mai mare. Deci Dumnezeu trupat, Iisus Hristos, este maximul de sacrificiu de sine. Și atunci trebuie să ne raportăm la El. A, s-a bucurat Hristos pe pământ? Absolut, da. A fost fericit Hristos pe pământ? Absolut, da. A avut momente de fericire. Nunta din Cana. Și acum e bucurie acolo. Deci a avut momente de fericire, a avut momente de fericire, a avut momente de... Dar, conștient de planul divin, s-a sacrificat pe sine. Ok. Asta este maxim sacrificiu pentru ceilalți. Nu viața. Viața este unul dintre lucrurile pe care poți să le sacrifici pentru ceilalți. Dar sunt și alte mai importante. Pentru că să mor pentru oameni e rapid. A făcut-o mulți. Să te crea sacrifici trăind pentru oameni e mult. Cât este de corect să dăm din sufletul nostru altora? E dreptul tău. E dreptul tău chiar dacă eu nu sunt de acord. Trebuie să dai. Dar există și... Și asta poate să fie o jertfă. O capacitate de jertfă. De ce? Eu am o bucurie. Să zic, am un suflet mare. Da. Bun, și îl văd pe unul că e nefericit. Pot să-i dau din bucuria mea. Se numește jertfă. Văd pe unul care e bolnav. Și eu sunt sănătos. Pot să-i dau din sănătatea mea. Se numește jertfă. Dar ce asum? Nu intră în contradicție cu iubirea de sine? Nu. Nu. Pentru că pot să-i dau și de altuia din talul meu. Nu. Iubirea de sine presupune să-L iubesc pe aproapele meu ca pe mine însumi. Dacă eu am o stare de bine, de ce să nu-i dau din starea mea de bine și celuilalt? Dar în cazul părinților care își dau tot sufletul copiilor, fără să se mai iubescă pe ei înșiși. Asta este greșit. Este greșit și nici nu este apreciat de către copii. Eu nu cred că copiii apreciază foarte mult când părinții se jertfesc pe sine pentru ei. Și știți de ce? Pentru că de multe ori copiilor îi se pare firesc. Și e greșit. Ceea ce nu se înțelege în lumea asta și am observat-o la foarte mulți oameni, dom'le, nimeni nu este obligat să-ți dea nimic. Nimeni nu e obligat să te ajute. Nimeni. Părinții zice, sunt obligați până la anumită vârstă. Sau există o obligație a părinților, chiar și din punct de vedere divin. Dar nu înseamnă că un părinte trebuie să-ți dea bani toată viața. Nu există. Nu există nicăieri o... Nu există, din punct de vedere divin, obligația copilor de a ajuta pe părinți. Păi ce te-a făcut ca să-ți pierdut? Dar invers există? Între părinți, copii și copii părinți. Nu există obligație. Copiii care își ajută părinții la bătrânețe. Nu e obligație. Nu e obligație. Nu există. Ai văzut vreodată în natură să vină porumbelul, să-i dea de mâncare lui Tasu? Că... Nu există. Și Dumnezeu a făcut planeta asta. Nu. Tu trebuie să ai experiențele tale. Și punctul ăsta de vedere al părinților este egoist. Eu nu am. Vreau să spun ceva. Eu am copii, slavă Domnului. Nu am pretenție să vină vreunul să mă ajute. Mi-aș dori? Da. Dar mai știu ceva. Și am înțeles un lucru. Că cel care va avea grijă de tine la bătrânețe este rânduit de Dumnezeu
În funcție de ce ai făcut pentru ceilalți. Oamenii care mor, care mor singuri, este pentru că au trăit singuri și pentru ei. Oamenii care au trăit și pentru ceilalți, au pe cineva care să le dea un bar cu apă. Și să-i ajute și să-i țină de vorbă. Că am întâlnit oameni care erau căutați și la bătrânețe. Să vadă, stai de vorbă, hai că mă duc pe la nea ăla, hai că mă duc să stau de vorbă cu el. Și ăștia au fost întotdeauna și sfătoși și drăguși și s-au știut să poartă greu. Ăilalți care au fost agri, nu-i mai caută nimeni. Este un har și să știi să vorbești cu oameni. Deci, oratoria este un dar divin. Știți, eu nu cred că s-a născut vreun orator, știi? S-a învățat. Da? Și cum chema pe ăsta cu pietre care ținea pietre în gură acasă, până că era bâlbuit? Uf! A fost un mare orator care se ducea pe marul mării și lua pietre în gură ca să învețe să vorbească corect. Eu cred că pentru stăduința lui, i-a dat Dumnezeu darul ăsta. Nu cred că l-a dobândit el. Cred că e de la Dumnezeu. Așa cum Moise a fost bâlbuit. Deci s-a luat darul vorbirii. De ce? Tocmai ca să nu cadă în mândrie. Și oamenilor vorbea prin frate său. Ei, cum să zic eu, nu poți să le ai pe toate. Adică și. Sau nu știu, poate că poți. Dar până la urmă, orice har este dobândit. Doar în cazul geniului se manifestă din copilărie, cum a fost Mozart. Nu e adevărat. Nu există, s-a făcut o statistică, și nu există o vârstă a manifestării geniului. Geniul se poate manifesta la orice vârstă și Dumnezeu toarnă geniul în om când este necesar în planul lui. Sau când merită acel om. Poate să merită sau poate să fie doar în planul lui Dumnezeu. Nu există. Și nu există nicio legătură, bărbați, femei, nu există nicio legătură cu greutatea creierului. Nu are nicio legătură de genul ăsta și nici cu vârsta, nici în caz. Nu. Probabil atunci trebuia să manifeste genul. Moțul așa a trebuit. Pentru că dacă nu se manifesta la 5 ani, n-avea timp să facă tot ce a făcut. Un geniu rămâne și în viața următoare geniu? Nu. Nu. Poate să nici mai aibă vreo legătură cu zona respectivă. Adică să, dacă a fost geniu muzică, să fie geniu. Pentru că și-a luat o lecție. Nu mai are ce face. E un rol. În momentul să știți că viețile sunt roluri. Știți ce e drăguț? Că există o zicală care spune ce îți dă dimensiunea caracterului unui om nu sunt faptele mari, ci faptele mici. De ce? Faptele mari sunt cele pe care le face omul în planul lui Dumnezeu. Pe când un om îl cunoști în faptele mici. În relațiile cu ceilalți, cum vorbește. E caracterul unui om. Caracterul unui om vine din faptele mici. Nu din alea mari. Alea mari fac parte din rol. E un rol. Sunt Nelson. Da? Amiral. E un rol. Ceea ce mă face pe mine, ceea ce sunt, este ce fac eu în fapt de... Sunt Petru cel Mare, da? Petru cel Mare, da. Ce era el? Era împărat. Țar, da? Bun. Era țar. Domnule, dar îi plăcea să bea cu soldații. Și să, mă rog, să ia doamnele de la curtea Franței. Ați înțeles? Ai dimensiunea lui. Nu faptul că a fost Petru cel Mare și că a fost. De-aia așa trebuia că și-a hotărât Dumnezeu. Da? Pe ce pe Ceaușescu îl caracterizează Casa Poporului? Casa Poporului a fost voia lui Dumnezeu, să știți, să existe. Ceea ce caracterizează pe Ceaușescu este ceea ce a făcut cu oamenii. Ca spirit. Înțelegeți? Astea sunt roluri. Nu confundați omul cu rolul. Eu am un rol de scriitor. Am un rol de terapeut. Dar eu, ca om, sunt altceva. Că am conotația aia, clar. Dar eu, ca om, sunt cu totul altceva decât scriitorul, cum să vă zic eu, terapeutul, maestru de, sau practicantul de artă marțială. Astea sunt roluri. Darurile sau harurile ne pot fi luate ca pedepsă pentru noastră? Absolut. Se poate lua darul. Darul este un dar divin. Dumnezeu ți-l dă, Dumnezeu ți-l ia. Cum le putem pierde? În ce cazuri? Păi dacă nu-l folosești, poți să-l pierzi. Să
Nu. Deci nu, Dumnezeu nu judecă prin prisma păcatelor. Deci astea sunt, cum să vă spun eu, astea sunt de ale bisericii. Dumnezeu îți ia un dar în momentul în care nu-l mai folosești corect. Da? Eu știu dar. Ce poate să fie dar? Darul vindecării, da? Păi dacă într-o zi mă hotărăsc, darul vindecării vine prin niște îngeri care se ocupă de vindecare, da? Ăștia stau lângă tine atâta timp când faci terapie. Dar dacă tu te apuci să faci, eu știu, mă duc și fac doar pilotaj de raliu, ce să mai facă ea lângă mine? Pleacă! Nu înseamnă că mi ia Dumnezeu. Pleacă ei, păi. Voia sta lângă unul, dacă ești contabil și ceva, se ocupă de, eu știu, muzică rock? Deci, până la urmă, înțelegeți că un înger. Sunt și entități, da. Entități, noi zicem, benefice specializate, da. Sunt niște entități specializate în. De exemplu, darul de a scrie versuri. Și vreau să spun ceva, dar nici mă, nu te mântuie. Ba, din contră, un dar folosit prost, te îngroapă. Nu vreau să dau exemplu, da? Dar o să dau. Nu o să dau unul. Mari poeți români. Mare dar de a scrie. Nu sunt în cer. Sunt mai jos. Pentru că ce-au folosit darul prost. Ați înțeles? Deci tot ce Dumnezeu îți dă, harul este un mijloc divin, dar pe care pot să-l folosesc în bine sau în rău. Că eu pot să scriu un poem adresat lui Dumnezeu sau pot să scriu o prostie. Este și o responsabilitate. Mare. Tu răspunzi, știți principiul, mult ți s-a dat, mult ți se va cere? Asta este principiul darului. Așa că, aveți grijă când cereți darul. Eu nu vreau să vă sperii să nu obțineți. Ba, din contru, zbăteți-vă să obțineți. Pentru că asta vă certifică. Asta înseamnă trăire spirituală. Să simt, să văd, să aud, să fac, să dreg, să experimentez. Dumnezeu nu se supără. Nu se supără dacă experimentați. Nici măcar dacă faci tâmpenii prima oară. Nu poți să faci tâmpenii mari la început. De ce? Păi, vreau să spun ceva, fac o prostie. Clar învăț ceva din prostia asta. Și dacă eu am dorința de a face bine din voi, din prostia asta pe care am avut-o, fac mai bine. Fac mai bine. Mai bine. Mai bine. Mai bine. Deci totul ține de cine? De mine. M-am făcut tot bine. Asta e. Data viitoare. Dacă eu îmi propun să fac mai bine, o să fac mai bine. Dacă îmi propun să fac prost, o să fac prost și să fac rău. Și atunci totul ține de mine. Harul potențează. Îți amplifică. Da? Evident, dacă harul ăsta, să zicem, sunt terapeut și am întâlnit cazul ăsta. Și ca terapeut, e clar că știi și binele și rău, da? Știi să faci bine și să faci belele. Păi dacă tu folosești harul de a face bine, făcând rău oamenilor, la un moment dat îți ia Dumnezeu harul. Corect? Dacă folosești să distrugi. Dar nu ăsta e sensul. Pentru că Dumnezeu te lasă să și experimentezi. Și Dumnezeu este îndelung răbdător. Nu veșnic, dar îndelung. Dom'le, câteodată cam îndelung. Din perspectiva răului pe care îl fac alții, mi se pare prea îndelung. Din perspectiva răului pe care îl fac eu, mi se pare că ar putea să mai lasă un pic. Știți ca Sfântul Augustin. Doamne, dă-mi cumpătare și statornicie. Dar încă nu mi le-a dat. Mai lasă-mă puțin. Până la urmă, tot ce se întâmplă este îngăduit. Să se întâmple cu un scop. Tot ce se întâmplă este îngăduit. Dumnezeu are însă înțelepciune de a folosi ceea ce fac eu rău în sens benefic. Dar asta pe mine nu mă absorbă de rău pe care îl fac. Deci, mi s-a pus spata pe cineva, da? Și eu trag. Și eu trag folosind cunoaștere. Asta nu mă exonerează de pedeapsă. Sau exonerează înseamnă chiar la... Mă rog. Deci nu mă exonerează. Dar Dumnezeu poate să folosească răul pe care l-am făcut eu spre binele omului respectiv.
Așa cum a folosit pe Iuda. Toată lumea spune, Iuda era nevinovat, dacă nu era el, Hristos n-ar fi fost vândut și dacă nu era vândut, nu murea și dacă nu murea, nu ne mântuia noi. Nu! Dumnezeu s-a folosit. I-a îngăduit lui Iuda să-și ia decizia lui. El a luat decizia proastă. Dumnezeu știa că o să ia decizia proastă. Pentru că Dumnezeu știe că încotro ne îndreptăm noi. Și a folosit asta în planul divin. Dar asta nu reacționează pe Iuda de păcatul vinderii. Și nu măcar de, nici măcar asta nu era cel mai mare păcat. Cel mai mare păcat a fost lăsat din ucis. Nici măcar că l-a vândut pe Hristos, că l-au vândut mulți. Mai departe. Deci nu e prima oară și nici ultima când se vândă. Dar până la urmă, dacă i-a îngăduit cuiva să îi se facă rău, înseamnă că a avut ceva de învățat. Ai ceva de învățat, ai ceva de plătit, ai ceva de aflat, ai... Sunt multe motive. În general, trecerea de la planuri superioare se face tot prin o bubuia, să zicem, de genul. Bine. Ce să vă zic? Să vă fie de folos, nu uitați. Faceți fapte bune, faceți ce este bine pentru ceilalți, faceți pentru ceilalți ca și cum ați face pentru Dumnezeu, făcând pentru ceilalți ca și cum ați face pentru Dumnezeu, indiferent că e vorba de a ajuta, a le oferi bani, a le da servicii, a efectiv a ajuta, în momentul în care vă vine acel înger, să aveți înțelepciunea să cereți ceea ce vă este vouă mai de folos în evoluția voastră spirituală pe această minunată planetă numită Pământ. O seară bună!